Sâmbătă 23 martie a avut loc cea mai mare acțiune voluntară de mediu din istorie, Ora Pământului. Între orele 20 și 30 de minute și 21 și 30 de minute, oamenii, instituții și companii de pe tot globul s-au unit pentru a stinge luminile în mii de orașe din sute de țări. Municipiul Hunedoara s-a alăturat și în acest an acțiunii împreună cu cercetașii României din județul Hunedoara. Sâmbătă seara, începând cu ora 20 și 30 de minute, preț de un ceas, s-au stins luminile pe zona pietonală Corvin și parțial pe strada George Enescu, din Hunedoara, într-un gest menit să ne reamintească faptul că ar trebui cu toții să fim mai atenți cu mediul înconjurător. Susținem marcarea Orei Pământului și la Hunedoara pentru că, indiferent dacă trăim într-un oraș mare sau mic, trebuie să avem aceeași responsabilitate față de echilibrul naturii. Fără acest echilibru, viața noastră a tuturor s-ar deteriora dramatic. Este de dorit ca astfel de acțiuni să stea la baza unor comportamente și obiceiuri mult mai prietenoase cu mediul. De exemplu, este la îndemâna oricui ca măcar o dată pe săptămână să mai lăsăm mașina acasă și să ne deplasăm pe jos cu bicicleta ori cu autobuzul. Am făcut acest gest simbolic de a opri iluminatul arhitectural și parte din iluminatul zonei pietonale Corvin pentru a ne reaminti nouă, în primul rând, faptul că resursele planetei nu sunt nelimitate și că depinde de fiecare dintre noi, adulții de astăzi, în ce fel de lume vor trăi copiii și nepoții noștri, a spus primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu. Ora Pământului a fost organizată prima dată pe 31 martie 2007 în Sydney, Australia, când 2 milioane de oameni și peste 2100 de companii din Sydney au stins lumina timp de o oră, demonstrând astfel preocuparea față de una dintre cele mai mari probleme actuale, încălzirea globală. Din 2008, Ora Pământului a devenit o mișcare globală.